În zona aleii constructorilor din municipiul Buzău nu a fost niciodată asfalt. Oamenii au făcut sesizări și cereri numeroase către primărie, dar fără niciun rezultat. Ploile din ultimele zile au transformat zona într-o mlaștină uriașă, iar oamenii abia mai pot ieși din casă. Uitându-ne în jurul nostru, cu greu putem crede că suntem într-un cartier al municipiului Buzău. Imaginile arată de parcă am fi pe o uliță la țară. Bălțile imense, lipsa asfaltului și noroiul ne duc cu gândul exact la această situație. În urmă cu 8 ani, pe aleea constructorilor s-a turnat pietriș, dar asfaltul nu a mai apărut niciodată. Noroiul și bălțile îi obligă pe părinți să-și ducă în brațe copiii pentru a nu ajunge înnămoliți la școală. Locatarii de pe strada Fundătura Iazului nu pot ajunge la școală sau la serviciu cu încălțămintea curată sau uscată. Asfaltul lipsește cu desăvârșire, iar când plouă aici este iadul pe pământ. Să ne vedeți că la noi la țară aici este. De câți ani vă chinuiți în condițiile păi astea? Păi 20 de ani am eu de când stau aici în locurile astea și nu s-a făcut nimic. Cu promisiuni, cu alea și nu s-a făcut nimic. S-a dus de atâtea ori, cu cereri, cu chestii, dar nu... Am fost și cu blocul ăsta și cu blocul ăsta și cu oameni de aici. Cred că vreo 3 cereri aveam la primărie până acum și nu s-a făcut nimic. Cum pleacă copiii la școală? Cum vin? Păi eu duc cu mașina, ce să faci? Cine n-are mașină? Păi ăștia e așa frumos, azi. Cu 5.000 de cauciuc? Nu merge. Nu, e sub orice critică. Cum se circulă? Foarte greu. E, cu copiii la școală ne omolim și ei la fel și tot așa. Nu le e rușine să se ducă la școală cu încălțările murdare? Și trebuie să ducă la școală. Cum o fi cu murdari, plin de noroi, cum trebuie să ducă la școală. Nu trebuie să lipsească, că pe urmă învățătorii, profesorii nu știu că aici e ce condiții avem aici. Și tot așa. Cum arată strada? Ca după alegeri. Ia spuneți, exact mai aveți nădejde? Sâmbătă trecută, înainte de alegeri, se întindea piatra pe aici. De sâmbătă. Și toată vara ce au făcut până să bage seara asta. Mai aveți nădejde că va fi asfalt vreodată aici? Se lucrează din 4 în 4 ani, ca la alegeri. E normal? Și cu curățenia. Păi ce mai e normal la noi în orașul ăsta? În zonă există câteva guri de canalizare, inutile însă pentru că sunt astupate cu pietriși.